Într-o altă ocazie, spuneam că în Cartea Apocalipsei se întâlnesc toate celelalte cărți ale Sfintelor Scripturi și tot acolo se termină. Având în minte gândul acesta, aș dori să privim împreună la un pasaj din Sfânta Scriptură care se găsește în Cartea Apocalipsei și dorința mea este să vedem că același pasaj, aceeași informație, același mesaj se regăsește și în scrierile Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, sunt ecoul acestui mesaj din Apocalipsa, capitolul 14 și în mod special aș dori să citim acum versetul 8. Uitați-vă împreună cu mine ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei. Ioan a primit în viziune de la Dumnezeu această descoperire cu privire la căderea Babilonului. Însă, așa cum spuneam, Ioan nu este singurul profet, singurul scriitor al Sfintelor Scripturi care vorbește despre căderea Babilonului. Cu mult timp înainte ca Ioan să primească această descoperire și să scrie despre acest lucru, Dumnezeu i-a arătat același lucru profetului Isaia. Și aș vrea să citim din Isaia, capitolul 21. Vreau să vedeți că aceleași cuvinte sunt folosite și de profetul Isaia. Isaia, capitolul 21, cu versetul 9, spune așa: Și iată că a venit călărime și călăreți doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: A căzut Babilonul și toate icoanele Dumnezeilor lui sunt sfărmate la pământ. În această ocazie aș vrea să vă invit să privim puțin la Babilonul antic. Și așa după cum am citit în acest pasaj din Isaia, capitolul 21, Babilonul este prezentat într-o legătură strânsă cu idolatria. De fapt, Babilonul este centrul idolatriei. Este acea religie păgână, antică, care are în mijlocul ei închinarea la idoli, închinarea la chipuri, închinarea la icoane. Și aici avem un mesaj foarte clar în care Biblia ne spune că această cădere a Babilonului se poate vedea prin faptul că toate icoanele și dumnezeii lor sunt sfărmate la pământ. Vă amintiți o experiență din Vechiul Testament unde spune că filistenii au dus chivotul lui Dumnezeu unde? În templul lor, al lui Dagon. Și ce s-a întâmplat dimineața când au venit? Zeul acesta era căzut cu fața la pământ. L-au pus înapoi, l-au ridicat în picioare. A doua zi dimineață, iarăși era cu fața la pământ, dar data aceasta era și crăpat. Cu alte cuvinte, s-a spart. Și exact imaginea aceea Dumnezeu vrea să o avem în minte când vorbește despre Babilon. Babilonul va cădea. Iar când Babilonul cade, prieteni, toți zeii și toți idolii Babilonului se vor sfârma. Acum, probabil că cineva stă și se gândește la următorul gând. Ce relevanță are pentru noi astăzi să studiem despre icoanele, despre idolii la care se închinau oamenii aceia de pe timpuri? Pentru că astăzi nu mai vedem așa ceva, nu? Cu alte cuvinte, se pare că noi nu mai suntem sub influența idolatriei. Prieteni, aș vrea să așteptați un moment. Haideți să înțelegem mai întâi ce reprezintă această închinare la idoli. Vă amintiți că la un moment dat un împărat, chiar din Babilon, din Babilonul Antic, pe nume Nebucadnețar, s-a gândit să înalțe un chip. Credeți că a fost la întâmplare că el a înălțat chipul acela? Nu, prieteni. Pentru că Babilonul, religia Babilonului, are de-a face cu idolatria, cu chipurile, cu icoanele. Iar când împăratul s-a gândit să înalțe un chip, el n-a făcut altceva decât să, prin acest lucru, să arate care este temelia și baza religiei lui. Vă amintiți că în aceeași ordine, am putea să spunem, când el visează, când are visul acela,
Unii oameni sunt nelămuriți cu privire la această problemă și spun așa, de ce Dumnezeu a ales să-i se descopere lui Nebucadnețar, să-i descopere viitorul și istoria lumii, da? Până la sfârșit, prin imaginea acelui chip, care avea capul de aur, pieptul de argint, da? Pieptul și mâinile de argint, apoi coapsele de aramă, picioare de fier și laba piciorului parte de fier și lut. De ce Dumnezeu a ales să folosească un chip? Răspunsul este foarte simplu, prieteni. Pentru că Dumnezeu întotdeauna apelează la mintea omului sau vine și îl întâlnește pe om, pe terenul lui. Dumnezeu a apelat la mintea unui Nebucadnețar cu ceva care era lui familiar, dar a căutat prin acel lucru să ilustreze și să transmită adevărul important cu privire la, la istoria acestei lumi. Și acum vreau să vedeți, Nebucadnețar apoi alege să înalțe chipul acela ca o negare a autorității lui Dumnezeu. Și apoi îi cheamă pe toți oamenii să plece înaintea chipului și să se închine lui. Spuneți-mi, se va repeta această istorie? Haideți să vedem care este mesajul lui Dumnezeu în legătură cu Babilonul. În Ieremia, capitolul 50, vreau să mai citim încă un text. Ieremia, capitolul 50, avem aici o altă imagine, care este un ecou a ceea ce spune Apocalips 16, în mod special plaga a șasea. Vă amintiți care este plaga a șasea din Apocalips 16? Este secarea râului Eufrat. Fiți atenți acum. Ieremia 50 cu versetul 8. Spune așa. Mă scuzați, cu versetul 38. Secetă peste apele lui. Ca să sece, căci este o țară de idoli și au nebunit cu idolilor. Frații mei, este absolut vorba despre... Uitați-vă în versetul 8, de exemplu. Fugiți din Babilon, spune aici, ieșiți din țara haldeilor și mergeți ca niște țapi în fruntea turmii. Deci este vorba despre cine în capitolul 50 din Ieremia? Despre Babilon. Care este mesajul lui Dumnezeu? Fugiți din Babilon. De ce, prieteni? Pentru că aici în Babilon spune, este secetă peste apele lui. Ca să sece. Nu s-a întâmplat lucrul acesta când Dumnezeu l-a trimis pe Cir și a secat Eufratul și a intrat și a distrus Babilonul? Vreau să observați, prieteni, Babilonul de la sfârșit va seca și el asemenea Babilonului antic. Dar vreau să observați din nou, când Biblia vorbește despre Babilon, întotdeauna amintește problema idolatriei. Este o țară de idoli și au nebunit cu idolilor. Cu alte cuvinte, închinarea la idol, frații mei, închinarea la creatură, închinarea la obiecte, care este atât de răspândită astăzi și în religiile creștine, da? Chiar bisericile de astăzi, Biserica Catolică Ortodoxă, sunt, frații mei, într-un mod foarte clar, izbitor, o reprezentare clară a Babilonului antic. Dar nu despre aceasta aș vrea să studiem, pentru că este mai mult de atât. Vreau să vedeți această idolatrie pe care o prezintă Sfânta Scriptură, care vine de unde? Din Babilon. Este centrul religiei babiloniene. Iar Dumnezeu ne transmite mesajul ce? Să fugim din el. Vreau să vedeți ce reprezintă însă această idolatrie. Mai întâi aș vrea să ne amintim. Ce poruncește Dumnezeu cu privire la închinarea la idoli? Știți ce spune porunca a doua? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, începe cu prima poruncă. Să nu-ți faci chip cioplit, apoi spune porunca a doua, și să nu te închini înaintea lor. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsește nelegiuirea părinților în copii și așa mai departe. Deci Dumnezeu interzice închinarea la chipuri, la idoli. Iar legat de această închinare falsă, prieteni, vreau să știți că în Babilon se întâmplau lucruri îngrozitoare. Când ei aveau sărbătorile acelea, păgâne, veți observa de asemenea că toți zeii babilonieni primesc anumite nume, iar numele lor sunt în legătură cu anumită trăsătură și slăbiciune omenească. Adică, Baal era zeul imoralității. Da, el era zeul soarelui, dar dacă mergeți mai adânc, veți vedea că Baal reprezenta zeul imoralității, a viciului. Apoi avem Astartea, de exemplu. Astarteia, din nou, este asociată cu desfrâul, cu imoralitatea. Dacă mergeți și studiați pe linia aceasta, veți descoperi că toți zeii din Babilon, antici, religia aceasta
mistică. Se ocupa de închinarea la anumite trăsături negative, firești, ale oamenilor. Și ei spuneau că acum, după ce omul a murit, da, anumiți oameni care au trăit cândva și au murit, socoteau că spiritele lor se întorc acum din nou în mijlocul nostru și că ele au oarecare influență asupra noastră și că atare noi trebuie să ne închinăm lor. Iar dacă închinarea este la un zeu pe care îl cheamă mânie sau desfrâu sau știu ce altceva, prieteni, ce credeți că făceau ei la acele întâlniri? Ei practicau din plin acele lucruri. De aceea avem de-a face cu orgii, cu imoralitate, cu desfrâu, cu tot felul de lucruri urâcioase. Și din același motiv Dumnezeu a spus poporul Israel să distrugeți aceste popoare când veți intra în mijlocul lor. Acum, poate cineva pune, așa cum ziceam mai înainte, întrebarea următoare. Care este relevanța pentru noi astăzi să studiem, să ne amintim de aceste lucruri? Ce importanță are pentru noi religia antică a Babilonului, dar cu toate ritualele lor, cu toate sărbătorile lor păgâne, toate imoralitatea pe care ei o afișau? Ce rost mai are astăzi să studiem despre aceste lucruri? Prieteni, vreau să vedeți care este realitatea. Idolatria Babilonului antic a trecut printr-o perioadă de tranziție, dacă putem să o numim așa, și ceea ce reprezenta atunci închinarea la icoane, la idol și la zei și așa mai departe, astăzi s-a schimbat, s-a transformat în idolatrie modernă. Și vreți să vedeți ce numește Biblia idolatria aceasta modernă? Aș vrea să studiem trei aspecte ale idolatriei moderne de astăzi. Și vreau să observați că nu numai întreaga lume, oamenii necreștini și nereligioși se închină idolilor, în sensul în care noi vom studia, dar chiar creștinii și adventiștii de ziua șaptea din poporul lui Dumnezeu se închină la acești zei, da? Spiritual vorbind, la acești idoli falși. Și idolatria, prieteni, este atât de mult răspândită în mijlocul nostru. În toate țările, în America, în Europa, în Asia, peste tot. Încât Dumnezeu în curând va hotărâ să pună capăt acestei religii păgâne, antice, care reprezintă Babilonul modern de astăzi. Haideți să descoperim împreună despre ce este vorba. Mergeți cu mine mai întâi. Primul lucru pe care aș vrea să-l studiem pentru câteva momente, se găsește primul idol pe care îl vrem să luăm în atenția noastră, este în 1 Timotei, capitolul 6. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 6, și vom citi de la versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăci și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Frații mei, vreau să mă opresc puțin. Ce spune Apostolul Pavel despre această problemă a bogăților? Poate nu sunteți totuși foarte convinși că bogăția, că iubirea de bani este un idol. Însă, prieteni, este mai clar ca niciodată lucrul acesta. Aș vrea să vedem un alt pasaj, totuși, pentru ocazia aceasta. Fiți atenți cu mine în Coloseni, capitolul 3:5. Biblia spune așa. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și aici se amintește așa. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este închinare la idol. Stați așa. Are vreo legătură lăcomia cu îmbogățirea, cu bogăția? Haideți să vedem mai clar. Iacov, capitolul 5, cu versetul 1. Acum, ascultați acum voi bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, hainele voastre sunt rase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră ca focul are să vă mănânce carne. V-ați strâns comori în zilele de pe urmă. Acum fiți atenți. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Prieteni, cum au reușit acești oameni să se îmbogățească? Prin faptul că au făcut ce?
prin faptul că n-au plătit cum trebuia, n-au fost corecți cu lucrătorii lor. Și plata lucrătorilor spune că strigă către Dumnezeu. Prieteni, nu există formă de lăcomie mai clară, mai puternică, mai josnică, mai îngrozitoare de cum este lăcomia după bani. Știați lucrul acesta? Și cum numește Biblia lăcomia? Închinare la idol, idolatrie. Deci iubirea de bani, prieteni, este idolatrie. Mai vreau să vedeți un verset. Vreau să fim foarte convinși, frații mei. Acesta este un adevăr foarte clar în Sfintele Scripturi. Idolul cel mai periculos al zilelor din urmă este iubirea de bani. Uitați-vă cu mine Matei, capitolul 6. Spune așa Domnul Hristos. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este inima voastră, acolo va fi și... Mă scuzați, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Prieteni, observați cât de clar condamnă Dumnezeu acest lucru? Acum aș vrea să mă grăbesc să spun următorul gând. Nu a avea bani și a fi bogat este idolatrie. Nu, prieteni, pentru că Dumnezeu are mulți oameni bogați pe care i-a avut în Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu le-a dat bogăția aceea. Să nu înțelegeți că au ei vreo excursință extraordinară să facă bani. Nu, Dumnezeu le dă și darul, Dumnezeu le dă și banii, totul. Dar vreau să știți că bogăția este de la Dumnezeu, este darul lui. Însă ce spune textul nostru în 1 Timotei, capitolul 6? Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Când tu iubești banii, când te lipești de bogăția ta, când te lipești de lucrurile tale și când îl pui pe Dumnezeu în plan secundar și bogăția ta este pe plan principal, atunci tu ce ai făcut? Tu te închini la un idol și practici idolatria modernă. Prieteni, dacă este să luăm doar acest aspect, spuneți-mi câți dintre noi suntem vinovați de acest păcat astăzi. Spuneți-mi. Știați că un om poate să fie la fel de zgârcit și de lacom, chiar dacă are numai 10 lei în mână, la fel de mult cum este unul care are 100.000 de euro în mână? Problema nu este cantitatea pe care o ai. Problema este că atitudinea aceasta, izvorul acesta al lăcomiei, Dumnezeu îl condamnă și îl spune că este idolatrie. Și câți dintre noi suntem plini de această idolatrie, prieteni? Avem acest spirit avar. Suntem strânși, n-am face nimic pentru nimeni, nu mișcăm nimic. Stăm cu conturile de bani acolo stivuite, așa, banii, team cu una peste altul, am strâns zeci de ani, avem la bani, de putem să trăim două vieți, trei vieți. Și stăm acolo și ținem strâns, nu dăm drumul niciunde. Nu ne lasă inima să ajutăm pe cel nevoie, nu ne lasă inima să facem ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prieteni, vrem să păstrăm banii în banca lumii acestea. Iar când vor veni apele potopului, știți ce se va întâmpla cu banii noștri? Se vor duce ca și cum n-au fost niciodată. Spune că Dumnezeu va proceda așa cu cei care strâng bogății în zile de pe urmă și nu fac nimic cu ele. Doar le țin pentru o siguranță falsă pe care ei și-o pregătesc. Va veni, spune că într-un singur moment Dumnezeu va îngădui să dispară tot ce au avut. Și oamenii aceia intră în depresie, se sinucid. De ce? Pentru că acesta era Dumnezeul lor. Și când Dumnezeul lor nu mai e nicio speranță, nu? Iată cât de subtil lucrează Satana la sfârșit. Și cum vine și pune această capcană. Sora White, știți cum o numește? O numește capcana de aur a lui Satana. O, frații mei, înțelegeți ceva? Acum vreau să vă întreb ceva. Ați prefera să fiți prinși într-o capcană de aur sau într-o capcană de metal de la ruginit? Știți că unii oameni sunt satisfăcuți măcar că sunt prinși într-o capcană de aur. Și chiar dacă mor acolo, da? Și nu mai o scăpare, dar măcar zice ceva. Măcar am fost... Ca și cum un hoț ar zice, mă, dacă pe mine mă închizi într-o închisoare care are pereții poleiți cu aur și gratile sunt din aur, crede-mă că sunt cel mai fericit acolo. Spune așa ceva un om? O, frații mei, poate să fie închisoarea aceea dată și cu mărgăritare și cu perle. Dar e închisoare. Și Satana îi prinde pe oameni, frații mei, din cauza acestei pofte și lăcomii după bani. Să ai bani să poți face ce vrei tu cu ei.
Să ai această bogăție cu care să te mândrești, cu care să te înalți înainte altora, să te lauzi mereu ce ai făcut, ce faci tu, ce poți tu. O, frații mei, asta se va dovedi a fi căderea multora în poporul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu vine și pune degetul pe această problemă și spune, fugiți din Babilon. Lăsați la o parte idolii aceștia pentru că vor cădea cu toții. Babilonul cade, prieteni. Haideți să ieșim din spiritul Babilonului, frații mei, în ce privește iubirea de bani. Vreau să ascultați ceva. Știți că Dumnezeu ne prezintă istoria tânărului bogat. Cât de trist este că acest tânăr s-a întors și a refuzat oferta lui Dumnezeu pentru că iubea mai mult bani. Exact același lucru se întâmplă astăzi. Dar și Pavel a fost un om avut și bogat și important și influent, dar când l-a întâlnit pe Iisus, ce a făcut? A lăsat totul și a socotit un gunoi pentru Hristos. Iată, frații mei, două atitudini diferite. Răspunsul va fi al nostru, decizia va fi a noastră. Însă Dumnezeu pune înaintea noastră această realitate. Și așa cum Domnul Hristos, când Satana i-a prezentat toate proprietățile din lumea asta, toate casele, toate vilele, toate hotelurile, imaginați-vă, totul a spus Satana, îți dau ție. Strălucirea, bogăția lumii acestea, tot ce vrei, popularitate, absolut tot. Numai pleacă-te și închină-te înaintea mea. Ce a spus Iisus? Nu mă interesează oferta ta, diavol, Satana. Pleacă de aici. Numai Dumnezeul lui tău să te închin. O, frații mei, dacă nu vom fi asemenea lui Iisus și nu vom putea spune nu acestor lucruri, nu vom putea spune nu bogățiilor, în sensul de a pune stăpânire pe sufletul nostru, pe ființa noastră și a face din noi niște oameni urâcioși. Știați că oamenii zgârciți și avari și lacomi sunt cei mai urâți oameni la suflet din lumea aceasta? Dar câți oameni diplomați și îmbrăcați bine la costum, chiar și în rândul pastorilor și a liderilor, sunt plini de acest virus al lăcomiei, după bani, vanitate, avariție. Dumnezeu să ne ierte pentru acest lucru, prieteni, și să ne ajute să ne pocăim cât este încă în timp de oară. Ascultați un paragraf din Spiritul Profetic. În această viață scurtă poți alege să slujești euul și să iubești banii și apoi să te desparți de toate. Să n-ai titlu pentru cer, nici dreptul la viață veșnică? Deci poți să le alegi pe toate astea și apoi să suporți ideea că nu vei avea viață veșnică? Ai în fața ta o luptă. Să-ți despari sentimentele de bogăția acestui pământ. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Veghează, roagă-te, lucrează, este lozinca creștinului. Trezește-te, te implor. Caută aceste lucruri care sunt durabile. Lucrurile acestui pământ trebuie să treacă în plan secundar. Trebuie să treacă în curând. Ești tu gata să schimbi lumile? Îți formezi tu un caracter pentru viața veșnică? În cele din urmă vei fi pierdut și vei ști ce s-a dovedit a fi ruinea ta. Iubirea de bani. Și acum ascultați cuvinte solemne. Tu vei striga în groază amară, o înșelăciune a bogățiilor. Mi-am pierdut sufletul. L-am vândut pentru bani. Sufletul și trupul meu le-am vândut pentru câștig. Am sacrificat cerul de teamă că trebuie să-mi sacrific banii pentru a-l obține. Din partea stăpânului se va auzi. Luați-l pe slujitorul neproductiv, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în tunericul de afară. Sperăm că nu aceasta va fi soarta ta. Noi ne nădăjduim că îți vei muta comoara în cer, îți vei transfera afecțiunile și te vei prinde de Dumnezeu și de comoara cea neperitoare. Mărturii, volumul 2, pagina 243. Prieteni, atât este de solemnă această mărturie, acest pasaj. Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Și dacă avem bani la momentul acesta, am spus chiar și 10 lei să avem. Dacă în inima noastră este lăcomie, vanitate, zgârcenie și astfel de lucruri. Prieteni, haideți să scăpăm de ele, haideți să dăm totul la o parte. Să punem totul, să venim cu totul la picioarele lui Iisus și să spunem, Doamne, fă ce vrei cu banii mei. Nu sunt ai tăi, de fapt. Prieteni, asta este problema. Noi credem că avem drept asupra acestor lucruri, când acolo ele sunt doar împrumutate. Noi suntem administratori. Bunurile sunt al lui Dumnezeu, de la început și până la sfârșit. Nu este nici puterea ta, nici respirația ta, nici energia ta cu care ai câștigat. Este al lui Dumnezeu totul. Dacă nu recunoaștem lucrul acesta, prieteni, suntem într-un mare pericol. N-aș vrea, prieteni, ca mesajul acesta să fie ca o seceră. Cu toate că este nevoie să tai adânc în inima noastră. Dar vreau să avem speranță și curaj în sensul, frații mei. Și în această
bunătatea lui Dumnezeu pe care o arată față de noi prin faptul că ne spune dinainte cum să ne ferim de închinarea aceasta la idoli. Pentru că atunci când Babilonul va cădea, noi să nu cădem cu el, prieteni, ci să rămânem în picioare. Trebuie să ne desprindem afecțiunea noastră de bogățiile lumii acestea. Trebuie să fim pregătiți, cum spunea Pavel, mă bucur când sunt în belșug și mă bucur când n-am nimic, în lipsuri. Așa vrea Dumnezeu să fim. Haideți să privim la al doilea idol. În afară de idolul iubirii de bani, vreau să știți că Satana ne atacă și pentru un alt idol. Și al doilea idol despre care aș vrea să vorbim se găsește în Filipeni, capitolul 3. Sau acest Dumnezeu, cum îl numește aici Sfânta Scriptură. Căci v-am spus, Filipeni 3:18, v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Deci iată un alt idol. Ce idol este aici, prieteni, în versetul acesta? Idolul apetitului sau Dumnezeul pântecelui, cum spune Apostolul Pavel. Știați că aici se pare că dacă problema bogăților nu ne atinge chiar pe toți, pentru că nu toți avem bogății, da? Nu toți oamenii sunt bogați, dar așa cum spuneam, pot să aibă spiritul avar cu toții, deci asta nu este o excepție. Și totuși, ceea ce vreau să spun este că acest Dumnezeu al apetitului, acest idol al poftei nestăpânite a apetitului nostru, se pare că este mai răspândit decât problema iubirii de bani. Știați lucrul acesta, prieteni? Încercați să vă gândiți la problema aceasta așa cum este ea prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu încă de pe paginile cărții Geneza, de la început. Vă amintiți de ce Adam și Eva a căzut în păcat? Ei n-au căzut în păcat pentru că au mâncat carne de porc? Că au tăiat un animal împotriva legii lui Dumnezeu și au mâncat din el? Sau că s-au drogat, s-au băut whisky sau au băut nu știu ce alcool? Sau... Frații mei, nu pentru așa ceva au căzut ei. Eva a luat un fruct dintr-un pom care era, până la urmă, era ca toate celelalte fructe. Și dați-mi voi să vă spun că nu era nimic misterios cu pomul acela. Pomul acela era identic și ca sămânță și ca fructe cu toate celelalte, cu excepția faptului că Dumnezeu a pus în dreptul lui o plăcuță acolo pe care scria interzis. Atât. Nu că era ceva rău în el sau bun, mai bun sau nu știu ce. Era doar ceva care scria nu lua de aici. Atât. Exact așa cum tu îi spui copilul tău uneori, uite, aici sunt prăjiturile, în cămară, pe raft, aici sunt dulciurile, aici este totul. Dar te rog, nu te atinge de acel loc. Acum, înseamnă că sunt rele dacă spune tatăl sau mama nu te atinge? Nu! Ci doar vrea ca copilul să asculte și să nu mănânce atunci când vrea el și să ia când vrea el din locul acela. Și prin asta este testată ascultarea lui. Prieteni, haideți să înțelegem un lucru. Știați că problema apetitului pervertit nu este doar atunci când eu mănânc ceva nesănătos. Aceea este partea cea mai rea a problemei. Dar are și o parte bună. Eu pot să mănânc ceea ce este totuși bun, pot să mănânc în armonie cu ce mi-a spus Dumnezeu și totuși să mănânc într-un mod nepotrivit, la un timp nepotrivit și cantitate prea mare. Și atunci eu nu fac altceva decât să mă îmbuib și mintea mea va fi încețoșată. Nu voi putea să gândesc bine. Îmbuibarea, prieteni, este o mare problemă astăzi. Chiar cu alimente bune. Așadar, când vorbim despre unii oameni a căror Dumnezeu este pântecele lor, ne referim la acele persoane care nu au control asupra apetitului. Nu au control asupra cantității de mâncare pe care o consumă și nu au control asupra unor alimente. Văd o ciocolată, poftesc imediat. O desfac și o mănâncă. Văd un suc, îl cumpără și beau. Văd ceva, o prăjitură, se apucă și mănâncă. Chiar dacă a mâncat înainte cu o oră, mănâncă încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și iată că unii slujesc apetitului, au făcut din lucrul acesta un idol. Idolatrie prin apetit, prieteni. Vreau să vă întreb, oamenii care continuă pe calea asta, vor avea viață veșnică? Niciodată, prieteni. Nu pentru că Dumnezeu nu ar vrea să le dea viață veșnică, dar problema aceasta este mult mai adâncă, mult mai serioasă. O astfel de atitudine și un astfel de comportament, lipsa controlului asupra apetitului tău, arată că tu nu ești un om stăpân pe sine însuși. Și dacă tu nu poți să te stăpânești pe tine, tu nu ai ce să cauți în Împărăția lui Dumnezeu.
Pentru că un om care nu este stăpânit, mă scuzați, care nu este stăpân pe afecțiunile lui, pe poftele lui, pe apetitul lui, înseamnă că acestea îl stăpânesc pe el. Și în momentul în care apetitul te stăpânește pe tine, tu ești un om degradat. Te degradezi, te distrugi și tu nu poți să ai prezența Duhului Sfânt în viața ta. El nu locuiește într-un templu stricat. Acum vreau să vă spun următorul gând. Știți că religiile acestea egiptene, babiloniene și Roma chiar, Roma păgână și apoi Roma papală, da, care a mers mai departe. Cum vă spuneam, aveau diferiți Dumnezei. Și este un Dumnezeu pe care îl chema, un zeu pe care îl chema Bacchus. Și acesta era zeul vinului. Iată așadar că aveau anumiți zei care reprezentau da, alcoolul, vinul. Și ce credeți că făceau ei când dădeau sărbători și petreceri? Păi în cinstea acestui zeu al vinului, beau până mureau, frații mei. Intrau în coma alcoolică și mureau. Am auzit că pe timpuri, când oamenii aceștia sărbătoreau și sărbătoreau multe zile, nu ca astăzi, mai mult chiar, stăteau la mese și petreceau și când mâncau și se îmbuibau, la un moment dat ajungeau la saturație, nu mai puteau. Și pentru ca să poată să continue, mergeau afară într-un loc, vomitau tot ce au mâncat și veneau înapoi ca să mănânce mai departe. Frații mei, asta este o formă poate extremă a apetitului stricat. Dar vreau să știți că nu suntem cu nimic mai buni astăzi, noi ca adventiști de ziua șaptea, dacă nu practicăm cumpătarea în alimentație. Temperanța. Și cumpătarea sau temperanța înseamnă abținerea de la toate alimentele care îmi fac rău. Și consumul moderat al celor care sunt bune. Prieteni, dacă noi nu învățăm lecția aceasta, noi ne închinăm în continuare la idol. Și ne putem închina chiar în saba, stând la masă și mâncând cea mai bună mâncare, pentru că ne îmbuibăm. Și apoi când mergem la biserică, ne vine să dormim și mesajul nu mai este clar pentru noi și mintea confuză. Ne irităm repede, ne mâniem pe alții. Frații mei, haideți să vedem. Uitați-vă ce spune despre poporul Israel în 1 Corinteni, capitolul 10. Vă amintiți când Aron i-a făcut poporului acel vițel de aur și au început să se închine, să sară în jurul lui? Frații mei, cum a fost posibil ca după ce Dumnezeu a scos cu mână tare din apele Mării Roșii și i-a dus în pustie, cum este posibil ca dau la puțin timp ei să uite lucrul acesta? Sau după ce Dumnezeu s-a manifestat pe muntele Sinai și a zguduit acolo muntele acelea cu vocea lui puternică și a spus poporul să nu ne mai vorbească Dumnezeu, vorbește-ne tu, Moise. Moise se urcă pe munte să primească legea, frații mei. Și poporul ajunge să se dedea la așa ceva? Ce-a determinat ca poporul să ajungă în situația în care să ceară să-i facă un vițel de aur și să ajungă să comită un asemenea păcat? Haideți să vedem ce a fost cauza, frații mei. Pentru că vreau să vedeți că lucrurile acestea au o legătură foarte strânsă între ele. Uitați-vă cu mine în 1 Corinteni 10 cu 6 și 7 și ne apropiem de încheiere imediat. 1 Corinteni 10 cu 6 și 7. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de pilde pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Hopa, se pare că e o problemă cu pofta, nu? Discutăm despre apetit acum. Versetul 7. Să nu fiți închinători la idol. Deci fiți atenți, acum Pavel ne vorbește nouă. Adică putem și noi să ne închinăm azi la idol. Păi nu mai avem vițelul ăla de aur. N-am văzut niciodată să facă cineva așa ceva în biserica adventistă. Stați puțin. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Deci înainte să joace, să închine idolului acelea, ce au făcut ei? Au stat la masă. Au mâncat și au băut. Dar iată că au mâncat și au băut în așa fel, încât mintea lor s-a întunecat. Și ceea ce poate că înainte ar fi reprezentat o mustrare de conștiință, acum devine, cum? Devine o posibilitate, devine ceva de dorit. S-au sculat să joace, prieteni, și acolo a fost vorba de un dans. Un dans care nu vă gândiți că era nevinovat. Nu, prieteni, era un dans imoral, senzual, care mai departe i-a dus chiar și la păcatul comiterii adulterului. Au comis orgii. Au făcut exact ce au văzut că făceau egiptenii. O, prieteni, unde este problema? În versetul 11 spune Pavel, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Pentru noi sunt aceste lecții. Să nu mâncăm, să nu bem într-un mod necontrolat, prieteni.
chiar și din lucrurile bune. Și aici avem nevoie de o mare schimbare, prieteni, ca popor și mare reformă. Ascultați un gând interesant din Spiritul Profetic, inspirat. Temperanță 20 spune așa. Mulți dintre cei care se consideră creștini nu se interesează de motivul îndelungatului timp de post și suferința ale lui Iisus în pustie. De ce Iisus a postit acolo 40 de ani? Mă scuzați, 40 de zile? Iisus în pustie timp de 40 de zile se abține de la mâncare. De ce? Haideți să vedem. Chinul lui nu s-a datorat atât de mult tentațiilor foamei, cât conștiinței groaznicului rezultat al îngăduirii apetitului de către oameni. Frații mei, dacă nu înțelegem cât de gravă este problema apetitului, uitați-vă la Iisus în pustie. Faptul că El a trebuit să aștepte 40 de zile și nu atât de mult pentru că poftea mâncarea sau din punct de vedere al trupului, dar conștiința acestui păcat îngrozitor asupra oamenilor spune că L-a făcut pe Iisus să îndure atât de mult. Mie asta îmi spune că e o problemă foarte gravă, problema apetitului în poporul lui Dumnezeu. Ascultați acum la sfârșit. Se încheie citatul așa. El știa că apetitul avea să fie idolul omului și avea să-l ducă la uitare de Dumnezeu, stând exact în calea propriei mântuiri. Frații mei, este apetitul un idol? Absolut. Uitați-vă cum spune sora White aici. Este idolul multor. Ne-o spune și unul Corinteni. Dar ce va face idolul acesta? Îl face pe om să uite de Dumnezeu, stând exact în calea propriei mântuiri. Adică, apetitul necontrolat este asemenea unui munte imens care acoperă toată slava lui Dumnezeu. Și tu vei fi pierdut pentru totdeauna dacă nu dai la o parte acest munte. Tu nu poți, dar Dumnezeu poate să facă pentru tine. Dacă tu ceri și depui efort stăruitor de partea ta, îți faci parte. Prieteni, Dumnezeu să ne ferească de acest idol. Am studiat al doilea idol, dar iubirea de bani primul idol? Iubirea apetitului sau Dumnezeu apetitului, idolul apetitului, da? Acum vrem să mergem la cel de-al treilea și ultimul, și anume, este Dumnezeul poftelor josnice sau a desfrâului sau a curviei sau a adulterului, cum vreți să le numiți, a imoralității. Prieteni, știați că acesta este un alt idol? Aș vrea să ne gândim la următorul meu lucru. Când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, vreau să mă refer din nou la idolul anterior. Când Dumnezeu ne-a făcut pe noi cu poftă pentru mâncare. Vreau să vedeți, mâncarea nu doar că trebuie să fie ea delicioasă. Că mâncarea poate să fie 100% delicioasă. Și totuși, dacă eu nu am apetit, nu o să mă apropii de ea. Și Dumnezeu a pus în noi apetit, a făcut și mâncare delicioasă, două lucruri până acum. Dar uitați-vă și la al treilea. Dumnezeu de asemenea ne-a dat control asupra apetitului. Pentru că lipsa de control, adică doar faptul că eu am apetit și mâncarea este delicioasă, dar fără un control a acestui dar din partea lui Dumnezeu, eu pot să mă distrug. Și la fel este și în problema pasiunii, prieteni. Dumnezeu a făcut atracția dintre bărbați și femeie. În cadrul căsătoriei și numai în cadrul căsătoriei, între cei doi, Dumnezeu a așezat acest dar al sexualității, a intimității fizice. Și El a pus această poftă care este just, care este, cum să spun eu, este potrivită în acel context, cum spuneam, dar pofta aceasta trebuie totuși să se afle cum? Sub control. Nu spune sau ai despre abuzul și excesul acestui privilegiu în căsătorie, în viața de familie? Ba da, prieteni, un om poate să-și distrugă sănătatea chiar dacă el este căsătorit și poate să calce porunca lui Dumnezeu chiar căsătorit fiind. Numai atunci când avem cel de-al treilea element și anume autocontrolul, control asupra apetitului și a pasiunilor, numai atunci noi suntem în siguranță. Însă astăzi lumea noastră mai mult ca oricând este de dată de sfârâului și imoralității. Și cu toții suntem, frații mei, aici, vânați de Satana, ca niciodată. Satana este pe urmele noastre și știți prin ce lucrează el? Prin moda aceasta pe care o inventează și le determină pe femei să se îmbrace într-un mod nepotrivit? Și te duci pe stradă și vezi peste tot numai imagini imorale. Femei dezbrăcate. Nu că trebuie să te duci tu pe internet să cauți, că sunt și alții care fac așa. Dar le vezi fără să vrei. Orice produs la care se face o reclamă apare o femeie. Credeți că Satana știe ce face? Cu siguranță. Însă vreau să înțelegem o problemă, prieteni.
Nu s-a întâmplat la fel când poporul Israel a ajuns la Sitim? Vă amintiți care a fost metoda prin care a reușit Balac până la urmă să tragă pe poporul lui Dumnezeu de partea lui? A încercat să-l blesteme, dar n-a putut. Prin Balam. Și apoi a venit o idee lui Balam. Profetul lui Dumnezeu, frații mei, a venit cu o idee. Ce credeți? A zis, aduceți-le femei moabite, chemați mai întâi la petrecere. Vreau să vedeți că același lucru, frații mei, se întâmplă. Mergem în 1 Corinteni, capitolul 10, 8. Spune așa aici. Să nu curvin cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Frații mei, stați puțin. Păi parcă era vorba de mâncare și băutură. Se pare că acestea două merg împreună. Deci un apetit stricat înseamnă o viață desfrânată. Nu este întotdeauna o regulă să fie așa. Dar de obicei cele două merg mână-mână, prieteni. Și acum vreau să vedeți. Au fost trași în păcat și au murit 24 de mii. Prieteni, vreau să vă întreb, este păcatul imoralității idolul preferat al acestui veac, mai ales în rândul tinerilor? Știați că Elena vorbește despre tineri necăsătoriți din Biserica Adventistă și face o afirmație care este îngrijorătoare, foarte îngrijorătoare. Ea spune că nu mai există nici unul din 100 de băieți sau de fete, este la fel raportul și într-o parte și în alta, care să nu fi făcut la un moment dat ceva și să nu fi avut parte de acest fruct interzis, adică intimitate fizică sau adulter, imoralitate, înainte de căsătorie. Atât de departe au ajuns lucrurile, prieteni. Și dacă noi nu suntem atenți și nu veghem împotriva acestor tendințe înăscute, cultivate, firești ale trupurilor noastre, noi vom fi distruși de Satana. Pentru că idolul acesta, prieteni, este atât de atrăgător. Mai ales pentru tineri. Dar din cauza aceleiași probleme, tinerii ajung să pășească în căsătorii neînțelepte. Și acolo practică cele mai îngrozitoare păcate și vicii. Poți să fii căsătorit, dar nu poți să faci orice vrei pe zona aceea, a intimității fizice. Dumnezeu a stabilit clar ce este bun, bine și ce este rău. Și nu mă interesează cine vine și spune ție că este permis să faci anumite lucruri, orgii. Dumnezeu a spus, nu faci așa ceva. Imoralitatea, prieteni, n-are de-a face doar cu faptul că tu ești necăsătorit și umbli peste tot. Are de-a face cu oamenii care s-au căsătorit în biserică, au primit și binecuvântarea și apoi se duc în căminul lor și practică acolo niște lucruri diabolești. Iar Dumnezeu, ce credeți că spune de ei? Păcat. Sunt la fel de vinovați ca cei care comit adulter. Chiar dacă ei au dreptul să facă anumite lucruri, dar n-au dreptul să facă ce vor ei, prieteni, cu trupurile lor. Și acum vreau să vedeți că acest păcat are multe ramificații. Însă n-aș vrea să mergem acum mai departe, aș vrea să mă opresc doar la gândul acesta. Mesajul lui Dumnezeu este clar. Ascultați ce spune din nou Ieremia 51. Ieremia, capitolul 51, cu versetul 6. Spune așa. Am citit și înainte pasajul acesta. Fugiți din Babilon și fiecare să scape viața ca nu cumva să pieriți în pielea lui. Frații mei, ce trebuie să facem noi când vedem acești idoli? Când vedem aceste lucruri îngrozitoare, să fugim de ele. Vreau să vă spun ceva interesant. Mergeți cu mine în Luca 17. Vreau să vedeți că Domnul Hristos, vorbind despre semnele sfârșitului, amintește exact aceste trei mari păcate. Acești trei idoli, aceste trei forme de idolatrie modernă, care vor reprezenta și vor fi cauza pentru care mulți vor fi pierduți la sfârșit. Fiți atenți! Luca 17. Domnul Hristos vorbește aici de două generații. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Fiți atenți acum! Mâncau, beau. Ce este asta? Apetit stricat. Se însurau, se măritau. Ce înseamnă asta? Pasiune josnică, pervertită. Până când a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Și Domnul Hristos nu se oprește doar aici. Merge mai departe. Lot. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla la Edoma. Și acum spune așa. Oamenii mâncau, beau, apetitul. Acum fiți atenți. Cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Deci este apetitul și iubirea de bani. În cazul lui Noe se vorbește de apetit și de sfrânare. În cazul lui Noe se vorbește de apetit și de iubirea de bani.
Prieteni, câte categorii avem aici de lucruri? Trei categorii. Idolul apetitului, idolul desfrânării și idolul lăcomiei, iubirea de bani. Uitați-vă cum Domnul Hristos ne atrage atenția la aceste lucruri ca fiind semnul sfârșitului. Și dacă acestea sunt acum din plin în Biserica Adventistă, dați-mi voi să cred, să spun. Eu cred că sfârșitul este aproape. Știați că desfrâul și călcarea poruncii a șaptea în poporul lui Dumnezeu, Biserica Adventistă în ziua a șaptea, este la fel de mult un păcat cum este păcatul călcării sabatului în lumea creștină întreagă? Prieteni, ceea ce pentru lumea noastră înseamnă sfințirea duminicii astăzi. Câți oameni țin duminica și câți țin sabatul? Majoritatea țin duminica, nu este așa? A uitat de problema sabatului cu totul. Frații mei, știați că așa cum păcatul acesta în lume este că i-au schimbat ziua lui Dumnezeu și fac lucrul acesta împotriva voiei lui. În Biserica Adventistă păcatul cel mai grav este călcarea poruncii a șaptea. Și nu vă imaginați că a călca porunca a șaptea înseamnă neapărat în mod actual, în mod fizic, mă scuzați, să mergi cu cineva și să iei o cameră la hotel și să faci acolo ceea ce îți place ție. Nu asta, prieteni. Eu ca soră, dacă mă îmbrac indecent sâmbătă la biserică sau la orice altă întâlnire și reprezint o ispită pentru un bărbat de acolo, fie că e creștin sau necreștin, oricine ar fi el, eu în momentul acela, în dreptul meu Dumnezeu scrie sus acolo în ceruri, adulter. Da? Și s-ar putea ca niciodată să n-accepți să te curci cu un bărbat. Dar ai comis adulter de N ori prin îmbrăcămintea ta. Sau în timpul săptămânii când mergi la servicii. Sau în alte circunstanțe. De aceea vă spuneam că are multe ramificații această problemă. Familiaritatea în vorbire, în comportament, în atitudine, în felul în care ne îmbrac. O, frații mei, de câte păcate nu ne facem noi vinovați zilnic. Și Dumnezeu spune că trebuie să oprim acest val al imoralității. Este idolul căruia se închină lumea aceasta. Mărturii pentru comportament sexual, pagina 85, spune așa. Femeile ca ispite. Vor exista femei care vor fi ispite, care vor face tot ce vor putea pentru a atrage și câștiga atenția bărbaților. Întâi vor căuta să le câștige simpatia, apoi afecțiunea, apoi vor determina să calce legea sfântă a lui Dumnezeu. Cei care și-au întinat mintea și sentimentele îngăduindu-și ceea ce Dumnezeu interzice, nu vor precupeți nimic în a-L dezonora pe Dumnezeu prin diverse fapte idolatre. Deci se pare că este o pregătire anterioară pentru imoralitate, prin privirea unor imagini imorale, prin practici și păcate secrete ascunse, în viața ta personală și apoi când vine ispita din afară, se întâlnește pofta ta, deja pregătită, da? Prin practici imorale, cu ispita din afară. Și atunci iată ce se întâmplă, prieteni, cei doi devin una. În mod ilegal, păcătos, înaintea lui Dumnezeu. Ascultați. Este necesar a ne păzi gândurile, să ne îngrădim sufletul cu sfaturile din cuvântul lui Dumnezeu și să fim foarte atenți. La fiecare gând, cuvânt, faptă, ca să nu fim omiți de păcat. Este necesar să ne păzim împotriva cultivării îngăduințelor, pasiunilor josnice. Și acum ascultați cum se încheie paragraful. Datoria poporului păzitor a poruncii lui Dumnezeu este să vegheze, să se roage și să cerceteze scripturile cu stăruință, să ascundă cuvântul lui Dumnezeu în inimă ca să nu păcătuiască împotriva lui prin gânduri practici josnice, idolatre și astfel biserica lui Dumnezeu să ajungă demoralizată ca bisericile căzute pe care profeția le prezintă ca fiind mânjite de necurăție și ură. Cui vorbește aici Dumnezeu? Bisericii adventiste. Dar ați văzut cum numește Dumnezeu acest păcat? Spuneți ca prin gânduri practici josnice idolatre biserica să ajungă demoralizată. Frații mei, păcatul adulterului și a imoralității este idolatrie curată. Orice sărbătoare și orice închinare idolatră din trecut avea legătură cu imoralitatea. Este imposibil să te gândești la un zeu și la o închinare păgână în care să nu existe idolatria, frații mei, a păcatului josnice, a imoralității. Peste tot era desfrâul în acele sărbători. Și acesta este păcatul de astăzi, prieteni. Aș vrea să mă opresc aici. Avertizările lui Dumnezeu sunt foarte clare. Mesajul este foarte clar. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm aminte la acest pericol al zilelor din urmă. Să fugim cât putem de Babilonul acesta cu influența lui, prieteni, cu apetitul stricat, cu pasiuni josnice necontrolate, desfrâul sub toate formele lui. Și să fugim de asemenea de această lăcomie, avariție, această dorință nebună și goană nebună după bani, iubirea de bani.
Dumnezeu să-ți dea ție putere și mie să fim găsiți neprihăniți. Să fim un Iosif în Egipt și un Daniel în Babilon. Iosif a rezistat împotriva la ce, prieteni? Iosif a rezistat împotriva păcatului imoralității. Daniel a rezistat împotriva păcatului apetitului. Și prieteni, Pavel, îl dădeam ca exemplu în timp ce studiam Cuvântul lui Dumnezeu, a spus nu, mie nu-mi trebuie bogăția lumii acestea, nu-mi trebuie renumele, nu-mi trebuie toate aceste lucruri, eu vreau să fiu cu Hristos. Și a pus totul la picioarele lui Iisus. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni credincioși. Și Dumnezeu, într-adevăr, va avea astfel de oameni în timpul din urmă. Pentru că El își pregătește un popor și îl curățește prin puterea Harului Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze.